Cafeluță vrea să-ți cumperi jocuri ieftine de pe G2A. Hello și bine v-am găsit la un nou episod de acest splendid canal cu foarte multe chestii super stupide și retardate pentru că, Doamne, iartă-mă, așa a ajuns canalul ăsta. Astăzi o să ne jucăm un joc numit Destructive Kitty. Practic o să... nu știu exact ce să fac, e o pisică care distruge chestii, ok? Deci este tipicul unei... Nu știu, pisici, cum cataloghezi o pisică? Nu cataloghezi ca și o chestie bună, o cataloghezi ca o chestie care distruge chestii, pentru că, hei, da, aparent deja sunt toate mâțele. De fapt, nu, actually, să știți că cafel se află în acea categorie de pisici care distruge alte chestii, poate și alte pisici. Asta sunt foarte ceva și cea subaltă. Și sunt foarte multe pisici care stau cu minci și nu fac nimic la toată ziua și aș vrea și eu să am asemenea motan, Doamne, ok, click to start, ce trebuie să fac? Doamne, iartă-mă! Au, leu, Doamne, au, urechile mele, dar ce s-a întâmplat aici, frate? Vreți voi să spargeți neapărat timpanele? Aoleu, gata, acum e mai ok. Stai, energie! Energie? Stai! 23 energie, stai, care-i treaba cu asta? Ok, ce se întâmplă dacă nu mai are energie deloc? Gen, stai așa o secundă, ok, încerc să o prind. Ok. Face miau! Asta mi-am dorit toată viața mea să fac, să țin o muță pe tavan și să fac chestii ciudate cu ea în momentul ăsta. Da, yes, levitează, muța, levitează! Ce fac cu viața mea? Ce fac cu viața mea? Explicați-mi! Stai, stai! Acolo erau poze cu creatorul jocului și cu pisicuța lui, care cred că de fapt face foarte multe prostii și din cauza asta... jocul se numește Destructive Cat, știi? Adică văd că pot să distrug chestii, adică să distrug eu și bănuiesc că eu sunt una dintre pisici. Ok, deci avem măța asta, da, pe care am prins-o. Pot să dau peste tot, cred. Ok, ea zboară singură, măța zboară singură. Hei, stai cu minte, vino, nu, 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 mai urlat, da, vino cu acea cănuța că nimic rău, vino la Tsuki, sunt și eu un fel de semi-măță vulpe, hai, hai. Atât, Doamne, iartă-mă ce față a făcut. Ok, bine, vino cu acea, ok. Vin. Nu strica lampa! Nu strica lampa! Eu trebuie să te pun să strici chestii, nu le strica de la sine. De ce nu pot să mă mișc din locul ăsta? Ah! Ok! Total normal, chestii normale se întâmplă aici. Ok! O, stai că am și time! Oh, am timp! Ah, nu mi-am dat seama că am timp. Ok, bine, asta e o chestie nouă. Ia să vedem ce se întâmplă. Oh, ok, so, aparent... Oh, măța asta, adică eu cred, sunt datoare cu 5400 puncte, care cred că sunt dolari și dacă sunt dolari, e bine, pare rău de măța asta. Mamă, ce malefică e, ce fețe malefice face acolo. Apropo, scumpilor, dacă mai aveți episoade cu jocuri din astea super ciudate, vă rog să-mi scrieți în comentarii propuneri și, pe lângă acest lucru, să nu uitați să vă abonați cu clopoțel, că dacă nu vă abonați cu clopoțel, e bine, nu o să primiți notificări și, mai sincer acum, de ce mi-ai fi abonat la Tsuki dacă n-ai primit notificări? Come on, now, faceți acolo un mic efort și abonați-vă cu clopoțel. Și pentru acei oameni care încă nu au cont de Google sau de YouTube și n-au dat subscribe, pentru că jumătate din oamenii care se uită la mine n-au cont făcut, vă rog, faceți-vă cont pentru mine, mulțumesc. Așa. Ia să vedem ce trebuie să facem acum. Mai da, sunt curioasă de treabă. Ia, vino tu încoace, vino încoace. Treci încoace, nu mai zbura atâta ciudățenie, mica naturii. Oh, haide, haide, nu fă fața aia la mine, treci încoace. Treci cu acei nu, mai mi-e una atât, treci la Tsuki în brațe, măța, Doamne! Ok, gata, am prins-o! Oh! Ok, mi-a sărit de mână. Mamă, ce față malefică are. Ok, știi ce, hai să dăm restart, dăm restart. Ok. So, am o singură măță, care e asta. Ok. Oh, stai că eu pot să-mi întind mâinile spre anumite chestii. Oh, și eu pot să le mut. Oh, păi asta schimbă foarte multe lucruri. Cred că trebuie să apăr chestiile de această pisică care distruge alte chestii. Te rog frumos, domnișoară pisică, nu mai distruge chestii, da? Suntem într-o casă de oameni civilizați, tocmai am distrus eu chestii, firar. N-ai voie să distrugi. Stai cu minte, stai cu minte, stai acolo după ușă. E, tu nu veni înapoi. Treci, stai acolo după ușă. Stai afară.
Nu mai veni, n-ai voie, nu ești invitată în casa asta, nu. În camera asta, nu ești invitată. Nu vreau să te duc acolo, nu acolo, nu, nu. Poți să stai jos, stai jos și dormi. 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 Nu fi mățarea, nu, nu, nu. Nu, dormi. Mățarea. Unde s-a... Unde a dispărut? Băi, cum mi-a făcut mâța asta datorie de 2000 de dolari? Băi, unde a dispărut? A, uite-o. Oh my god, ce față drăguțoare. Dacă o ține așa în mână, ce se întâmplă? A, nu mai ține în mână, ok? Vină cu ace. Așa. Și stai aici. Cu minte. Ok? Stai cu minte. Nu mai fă prostii. Nu, 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 nu. Trece încoace. Așa, bun. Stai cu minte. Stai la ciuchi în brațe cu minte. Nu, nu, nu mai fi muțărea. Stai cu... Stai, stai, fițar. Neamul tău, dar azi, doamne. Stai cu mine. Nu mai strica chestii. Nu. Muțărea, vine încoace. Te rog frumos. Stai cu minte, tău cu minte, tu. A, te omorâs cu chestia asta prin casă. Stai cu minte. Și ceva. Mai sunt 6 secunde, iar mâța asta chiar nu stă cu minte. Și... Nu, 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 stai, stai, stai. Ești bun la cap! Deci, după ce că m-am chinuit atât de mult să prind pisica asta, foarte rea, am datorie mai mare decât aveam înainte. Ce e asta? Păi, dar hai să distrugem tot ce e aici atunci, știi ce? Ok, încerc din nou. Nu, nu mai distruge chestii. Nu, nu. Stai cu minte. Stai cu minte în aer. Stai acolo cu minte. Ha! Ok. Asta este cea mai bună metodă să-ți iei o pisică. O ții în aer cu o mână. Și o pui cu picioarele pe tavă. Mai de ce am să-mi de o chestie amuzantă dacă tot ții mâna asta. Mâna, doamne, iartă-mă, pisica asta în aer. Hai să vă povestesc. Deci, l-am luat la un moment dat pe Cafel. Când, nu, când are 8 kg, desigur că acum medita e văcuța. Da, Cafel e o văcuță. Cafel e o văcuță. Nu mai distruge chestii. Nu mai distruge chestii. Ciudățenie mica naturii, nu mai distruge chestii, fii pisică cu minte sau te bat. De fapt, nu te bat, că ești drăguță. Te-aș iubi toată viața mea, dar totuși. Nu mai distruge, nu mai... Stai cu... Stai! 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 Pentru milul Dumnezeu, stai! Oh my god, de ce jocul ăsta se presupune că trebuie să prinzi pisica sau că pisica te prinde ea pe tine? Care-i treaba? Anyway, povestind despre acea întâmplare foarte interesantă cu al meu cafel. Fiți atenți. Deci, luam pe Cafel, da, și le dăm cu lăbuțița. Hai, mă, ajută-mă să reconstitui ce făceam aici. Vine o coace, mă țărea. Păi, treci încoace. Așa, așa, așa. Și îl duceam cu picioarele pe tavan și cântam Spider Cat, Spider Cat. Tărătărătă, mă te vor Spider Cat Dogs. Știi, chiar am melodie cu asta. Poate știți, poate nu știți, rău. Vremuri bune acum un an cu foarte multe mimuri, ce pot să zic. Și acum sunt tot felul de alte mimuri, dar nu mai sunt mimurile alea bune cu pisici. Anyway, hai să distrugem casa asta, dă-o încolo, ce putem să facem mai mult de atâta? Hai că poate ajunge la minus 6.000 de dolari, ce contează? Oh, stai, așa îmi plătesc datoria. Așa îmi plătesc datoria? Deci... Așa trebuie să-mi plătesc datoria. Wow, ok, bine. Bine. O să distrugă chestii singura acolo, dar e ok. Ok, hai să facem bani pe plus. Ok. Ori 5, ori 6, ori 7, ori 8. O, Doamne, iartă-mă, ce pisică. Am 1000 de dolari acum, ok. Deci, ar cam trebui să fac undeva la 5.000 de dolari ca să fiu sigură că cumva ca prin minune pisica asta nu o să distrugă totul, mai rău de atât. Și că probabil o să câștig și eu jocul ăsta. Pentru că după nu știu cât timp mi-am dat seama exact ce se întâmplă aici, ei. Ok, ori 25, ori 26, pleacă de aici pisica ciudată, hai că sau 50.000 de dolari. Deci, dacă facem 10.000 de dolari, mâța asta n-are cum să mai distrugă nimic, ok? Deci, apartamentul ăsta valorează, ce el valorează cam 5.000 de dolari. Haide, gata, hai că nu mai am nevoie, bun, poți să te activezi, poți să strici chestii, poți să stric și eu chestii în locul tău dacă vrei. Ok, hai să distrugem chestii, Deci, practic, dacă stăm să ne gândim așa, dacă vrei să cumințești o pisică, trebuie să-ți vezi de lucru și să mă bagi în seamă cum făceam eu. Ah, păi asta este metoda perfectă, ce pot să zic.
Păi mă simt de parcă ochii, nu-i? Ok, vă rog, nu mă dați să protecție animalelor. Îmi place mult pisica asta, dar vă rog, nu mă dați să protecție animalelor, ok? Bun. Mamă, dar câte distrugeri, câte chestii. Ok, hai să distrugem tot. Unde e pisica aia să mă ajute să distrug chestii? Hai, mai distrug, mai distrug. Hai, știu că vrei. Știu că-ți dorești să-mi distrugi tot apartamentul, care e foarte micuț din ce se observă aici. Așa, așa. Gata? Ai terminat de distrus tot? Asta a fost tot? Asta a fost chiar tot? Serios? Ok. Uite, mai este un obiect acolo. Stai că-l distrug eu pe ăla. Ah, sunt o pisică mică și ea, de fapt, sunt un om care lucrează pentru obiectele lui și aparent face pe pisica ca să distrugă chestii. Ok! Oh! Oh, ok! Oh. So, sunt undeva la vreo 7.000 de dolari distrugeri. Deci, pisica asta poate să distrugă atât de multe lucruri ca și sufletele și viețile oamenilor, dar eu tot o iubesc, sunt o stăpână bună care o iubește și... Stai așa o secundă, e un el, ok. În poze e un el. Deci, ăla e stăpână și ai stăpână? Roof cat. Vai, dar ce drăguț e pisica asta în realitate! Cea mai bună poziție de somn, vă zic eu. Așa, să fii pisică și să dormi așa. Nu poți să arunc pe geam. Stai. Unde să... Poți să arunc pe geam și gen... Nu, nu poți să arunc pe geam. De ce nu poți să arunc pisica pe geam? Nu, aș vrea să arunc pisica pe geam, nu. E o ființă mică și drăguță, care trebuie mângâiată și iubită și slujită. Nu trebuie aruncată pe geam. Dar totuși, dacă mai face multe prostii, s-ar putea să o bag în debara. Eu nu pot să o bag în debara, nu pot să fac chestia asta. Hai, pisico, hai să distrugem tot. Hai să distrugem absolut tot ce e aici. Hai să încercăm să distrugem absolut tot. Am nevoie de ajutorul tău, știu că ești master în distrugeri. Ok? Știu că tu ești master în distrugerea obiectelor. Treci încoa... Treci încoa... Nu, te mai mățâi atâta și treci încoa... Ce? Treci încoa, ce am zis? Unde dispare? Unde e? Ah, stai, nu, e mai aproape. Că am prins-o. Stai pe loc. Stai pe loc, te rog frumos, ajută-mă să distrug apartamentul, nu mai distruge singură. Suntem o echipă. Oh, come on, treci încoace. Așa, ah, Doamne iartă-mă, bine, te-am prins, te-am prins. Știi ceva, lasă baltă, distrug eu tot. Gata, asta este. Nu pot să fac nimic bun cu tine, nu ești bună de nimica. Nici să distrugi chestii nu mai ești bună, ok? De ce eu fac bani, deși eu distrug chestiile? Asta are total logică. Mățărea, nu vine să cred, nu mă ajuți cu nimica. Ba, deci, cum se face că sunt acum mai distrugeri mai mici decât erau înainte? Care-i treaba cu asta? Ok, și ce? Nu o să modific asta de la brațe, dar gen... Ok, deja minus 2000 de dolari. Ok, am aruncat cu mâța de tavan și de toate. Am 2000, minus 2400. Ok, mai încercăm... Mai încercăm o dată? O dată? Așa, așa, așa. Bai, de ce s-a calmat deodată pisica asta? Ce s-a întâmplat? Ce făceam înainte și nu dădeam seama, dar făceam bine în același timp? Care-i treaba? Pentru că pot să iau eu obiectele și să fac ce vreau mușchiulețul meu cu ele. Pot să le și sparg dacă vreau. Ok, am primit multe din alea. Scurează dacă merg cu mine în partea aia ce se întâmplă. Zici că toc, 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 vase. Asta sună foarte ciudat. Așa. Ok, avem minus 6.000. Oh, am zis bine, mai. E undeva la... Sunt undeva la minus 7.000 de dolari și eu am mai făcut încă câțiva bănuți și practic am distrus tot. Deci am distrus tot ce se afla în casa asta. Nu pot să apăs pe control, nu pot să apăs pe shift ca să fac chestii. Dar totul, absolut totul e distrus. A, uite, mai era tabloul ăla, bine. Ok, 7.000 și ceva, bun. Nu vreau să fac bani, așa, bun. 7.000 și... Nu vine să cred, ok. Aparent am distrus tot, deci... Pot să mă mândresc cu faptul că fac o pisică mai distrugătoare bună decât o pisică normală care ar trebui să fie distrugătoare? Asta sunt până prea multe chestii, din păcate. Așa. Ok. Și n-avea pisica asta un fel de jucărie cu un șoricel pe care nu știu exact unde l-am pus?
Yay! Mai sunt 10 secunde și n-am ce să mai distrug. Mă simt atât de useless. Great. Ok. Well, stai așa. Oh, doamne, cât de drăguță e ea. Și cred că sub aia chiar e drăguță. Stau, scumpilor, eu bănesc că acest încheie episodul de azi. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut acest joculeț. Dacă mai vreți joculețe din astea super ciudate, vă rog să nu uitați să scrieți în comentarii și de asemenea să vă abonați cu clopoțel. Că dacă nu vă abonați, apoi știți cum e. Nu mai sunteți la curent cu tot ceea ce se întâmplă pe aici. E cam nașpa dacă pierdeți episoade din astea super interesante cu jocuri cu el. V-am pupat pe toți, scumpilori! Pa, pa!